Biserica Ortodoxă este în doliu. Părintele Iustin Pârvu, cel care a fost duhovnicul a mii de credincioși, a fost înmormântat joi 20 iunie. Mii de pelerini veniți din toate colțurile țării și chiar din străinătate au vizitat lăcașul de cult de la Petru Vodă pentru a-și lua rămas bun de la părintele Iustin. Uite așa, ne-am sacrificat spiritul. Eu zic că vin și asta iar sufletul răstează în ceata dreților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenicii apostoli, această putere ca să ne iertare de păcate zicând, oricâte veți lega și veți deslega, să fie legate și deslegate. Și de la dinși și noi, măcar că suntem nevrednici, am primit această putere. Desleagă pe adormitul robul tău, Iustin Arhimandritul, părintele nostru, de păcatul sufletesc și trupesc. Printre pelerini s-a aflat și părintele Sorin Paul Grecu, preotul care trăiește de 21 de ani la Londra. Părintele Iustin este cel care mi-a dat binecuvântarea. Doamnă, atâtea emoții sunt în sufletul meu, pentru că i-am sărutat mâna când nu era în viață. Deci i-am sărutat mâna când nu în viață. Astăzi, tot în viață este. Nu va muri niciodată. Nimeni nu moare de fapt. Pentru că sufletul e nemuritor. Dar preoți, ca părintele Iustin Pârvu, ca părintele Calciu, ca părintele Arsenie Boca, ca părintele Arsenie Papacio, ca părintele Argatu, care l-am luat în 90, pe 19 februarie, pe părintele Argatu de la Cernica, să mergem pe aeroport să-l primim pe părintele Gheorghe Calciu, sunt cei care ne vom închina la moaștele lor, nu noi. Administrația bisericii și lumea aceasta se mișcă greoi, dar poate nici copiii mei, am deja 5 nepoți. Iar peste o lună fac 32 de ani de la preoție, de când sunt preot, de la vârsta de 22 de ani, eram preot. Copiii nepoților mei, deși mă rog la Dumnezeu ca și nepoții mei, să se roage la oficial la moaștele Sfântului Mărturisitor Calciu, Gheorghe, părintele Iustin Pârvu și toți ceilalți care cei care nu i-am pomenit, pentru că, să fim sinceri, Dumnezeu nu va opri cât va fi lumea aceasta să dea sfinți și oameni care să ne zidească pe noi sufletește. Înmormântarea marelui duhovnic a avut loc la orele 12 după Sfânta Liturghie.